Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Începem un nou sezon la Europa FM, sunt la Retegan și începând de astăzi, duminică de duminică, aduc aici la microfon părinți de gașcă și copii care au fost crescuți de părinți de gașcă. Pentru că mi-am dat seama că asta caută copiii noștri, părinți de gașcă. Sunt foarte mulți copii în jurul maiei care îmi spun de foarte multe ori, știți, mama nu e așa de gașcă cum sunteți dumneavoastră sau pot să vă dau numărul tata să-l sunați că tata nu știe să privească Problemele din perspectiva din care ni le spuneți dumneavoastră. Și am înțeles că, din păcate, foarte mulți părinți se tem să fie părinți de gașcă, chiar dacă ei ar putea să facă asta. Și asta ne-am propus cu emisiunea de astăzi, și începând de acum, în acest sezon vreau să cunoașteți oameni pe care eu îi iubesc, care mie îmi plac și care n-aveau să fie așa cum sunt dacă n-aveau acasă niște părinți de gașcă. Și am adus astăzi o doamnă foarte dragă mie, care conduce o comunitate foarte mare de femei, de mame, care își doresc foarte tare să fie părinți de gașcă. Miruna Ioani este invitată de astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc că m-ai scos astăzi din casă. Știi cum, cum spun la florărie când cumperi prima florile, mi-ai făcut safteaua, știi? Că nu. da, așa se zice în sud, noi suntem ardelence, dar eu am mai învățat niște expresii. Așa. Deci la florărese, dacă te duci în București, ești primul, și și în piață, ești primul cumpărător cu Prima vânzare zice că i-ai făcut safteaua, adică i-ai deschis drumul pentru ziua aia. Foarte fain. mi-ai făcut safteaua pentru sezonul ăsta la Părinți de Gașcă. Mulțumesc frumos! Știi că m-am și, am și făcut research, am citit despre tine, chiar dacă eu te cunosc de foarte mulți ani. Deci pentru cei care nu te cunosc, Miruna Ioani este un doctor printre influencer așa scrie la ea pe blog. Între timp nu mai e printre influențări, este șefa unei comunități foarte importante de mame, e născută la Sibiu, crescută pe asfalt, zice Miruna, ajunsă dentist cu acte în regulă, dar pui de scriitoare în inima ei. Și a început grădinița în uniformă comunistă, dar alfabetul l-a învățat în germană. Și iată-ne peste foarte mulți ani, mama a doi băieți, Tudor și Victor, soția unui medic foarte iubit de pacienții lui, Horațiu, și spun asta din ceea ce cunosc, și uh, o persoană foarte curajoasă. A zilele trecute, a, ascultând introducerea ta, m-am băgat sub masă în joaca cu copiii mei. Mă, cât o râs amândoi băieții și mi-am dat seama că eu niciodată nu m-am băgat sub masă. Și am zis, Doamne ferește, cât de simplu. Nu am făcut, nu eram într-un joc construit. Pur și simplu, nu știu cum ne alergam, și m-am băgat sub masă. Deci, o fost râsul de pe lume. Să faci lucruri pe care ei nu te-ar fi văzut niciodată în stare mm -hmm. să le faci. Să te pui în situații cu care ei nu sunt obișnuiți. Să spui expresii. Să vezi când o să spui cuvintele alea. Oh, Am experiență mm -hmm. deja. Le-am spus de da? multe ori. Și cum au reacționat? Uh ce să zic, a fost așa ca un fel de desensibilizare pe care am făcut-o, pentru că după ce copilul a auzit în parc sau nu știu pe unde un cuvânt cu P, el zicea că îi se părea foarte haios și lumea în jurul lui râdea. Și ca să-i fac desensibilizarea, am început să zic, și ce prostii mai știi? Și ăla, și ăla, și ăla, Hai să zicem, dacă ți se pare atât de amuzant, hai să zicem. Aia, 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 aia. Până când am desensibilizat copilul de acest cuvânt. Urmează să fac și cu al doilea copil același lucru, dar aștept să vină de la el. Deci, mai s-a părut atât de ciudat să audă cuvintele astea spuse de mine, încât zicea mama, te rog, încetează, serios, nu-i frumos, nu-i ok. Și acum mi se pare ciudat dacă îi aud pe părinții mei, mai scăpând câte o chestie. Sau mi-aduc aminte când tata o zis o glumă și o, ceva de genul că găsește rima. Foaie verde, barabulă, stau în apă până la... Unde e rima? Sub apă. Și am rămas... Wow! Tata știe <laughs> aceste cuvinte. Da. Uite ce bine că mi-ai ridicat la filă. Cum erau părinții tăi când erai mică? Um... Măi, cred că un pic atipici pentru vremurile respective, gândește că erau niște părinți care s-au trezit cu un copil în comunism, accesul la informații era cu totul și cu totul altfel decât acum și cu toate astea ori făcut lucruri pe care ei le-au simțit. Știi? Eu am întrebat-o pe mama, tu de ce nu mai bătut niciodată? Și au zis, mă, pentru că am simțit că nu-i bine să facă asta. Dar cumva investigând și istoria din familia lor, nici ei n-au fost la rândul lor bătuți de părinții lor. Tata știe o singură dată când și-a luat o palmă de la mama lui și o ține minte pe aia, ști mare și lată. Și pe bunici am întrebat, pe care i-am prins încă în viață, adică cycle breaker-ul ăsta de um, violență a fost rupt mult înainte de generația mea mult înainte. Măi, mare lucru, inclusiv faptul că eu n-am fost nici măcar uh, lovită, știi? E, este mare lucru. Și cred că asta a fost definiția părinților mei, că m-au iubit și m-au acceptat și m-au sprijinit Mirela în uh, momente în care nu au înțeles neapărat de ce să facă asta. Și o contat mult. Nu vreau să-și imagineze cineva că am avut o copilărie perfectă, știi, sau că vai de mine, nu am nicio traumă de pe lume, sau uite aici, omul perfect. Nu. Dar au fost niște chestii foarte faine care s-au întâmplat când eram mică. Care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l afle părinții tăi despre tine? Dacă poți să-l spui: Și te-ai temut să-l afle. Nu știu ce întrebare bună. Nu știu să-ți răspund la asta. Nici nu știu să-ți răspund la asta. Mama era foarte într-un contact foarte strâns cu mine, și atunci pentru ea nu a venit nimic, așa ca o greutate. Cred că am ieșit odată la film cu un băiat, fără să-i spun, dar din niște motive obiective valide pentru că îmi plăcea de el, nu eram încă sigură dacă îmi place foarte tare încât să-i spun, știam că s-ar putea ca ea să nu fie de acord, eram în clasa 12 -a, el era cât de rebel îți poți imagina și atunci nu i-am spus și pe aia când i-am spus ea o zis, mă, eu mi-am dat seama că ți se place de ăsta după care, ce crezi, l-o invitat în casă, l-o pus la masă mi a dat mașina să mă Plim cu el. Ce ziceau prietenii tăi despre părinții tăi? Uh, uite, era o chestie la un moment dat când prietena mea, cea mai bună din liceu, avea o oră foarte devreme de venit acasă de la părinții ei și niște uh, limite, sau cum, nu știu cum să le zic, foarte clare la note, n-avea voie să ia mai puțin de, nu știu, 8 la matematică și pe mine mă lăsau să stau oricât afară. Afară la club, că nu stăteam pe, în fața porții. Uh, și eu mă duceam acasă împreună cu ea la 10 seara. Că mi se părea așa, că dacă ea nu e acolo, nu mai este așa de distractiv. Era genul de prietena care se ducea să-și ceară prietenii de la părinți? Mie uh, mi s-a mi întâmplat foarte des. Vi să mă certu de la mama. Să știi că nu, pentru că eu n-am fost genul de copil care să copilărească pe afară. Mie nu-mi plăcea mi îmi plăcea dacă aveam o prietenă sau două să mă joc cu ele, numai noi. Și când mergeam, de exemplu, la uh, ziua lui Gabriela și era la un moment dat uh, vremea să vină părinții să te ia, Și tot timpul începeau negocierile, dar mai lasă-mă un pic, dar te rog, mai lasă-mă un pic. Și mama tot timpul de acasă îmi spunea, măi, mie nu-mi plac aceste negocieri. Noi hotărâm o oră tu îmi spui dacă vrei să vin la, după tine la 12 noaptea, eu vin la 12 noaptea. Dacă îmi spui să vin la ora 7 seara, eu vin la 7. Dar când am venit, ai plecat. Și asta era o convenție pe care o respectam. Și deci atunci... de, la, de la două prietene cu care îți plăcea să te joci, câte prietene ai acum în comunitatea Uuuh. și blondele gândești? Mirela și am prietene noi sunt prietene făcute de un an și am 38 uh, de ani mai faci prieteni. Exact. vârstă am prietene făcute acum de curând și pentru se pare că fantastic. oamenii se schimbă, viața te duce în locuri, inclusiv geografice, pe care nu le ai fi bănuit și m-am găsit cu niște femei care sunt aproximativ în același moment al vieții lor care au copii de aceeași vârstă, care emoțional sunt în același punct. Și wow, este fabulos! Acum mă tem să nu mă părăsească și ele, știi? Să plece pe undeva, să emigreze, să... Bine, unele sunt deja plecate, acolo liniștită. Dar care ce te mai temi când vezi că vin altele noi și altele și altele? Păi nu știu, parcă niciodată nu poți să ai certitudinea că... Asta e, asta e viața, n-ai nicio certitudine. din. Ea. Plus că îmi place de ele <laughs> acum. Da. Te cred, dar știi, eu mi-am făcut un obiectiv din a închide frumos cât mai multe relații în momentul în care ele trebuie să se ducă mai departe fie oamenii din relații în viețile lor și uh, îmi doresc foarte tare să am această înțelepciune, să simt când s-a consumat ceva între mine și cealaltă persoană și trebuie să rămânem într-o relație frumoasă mai departe, fără să mai putem să punem energia pe care o puneam până în momentul ăla am... și să fac loc, că mai exact. avem atâta viață de trăit, știi, Miruna? Asta, știi, este ca atunci când te întâlnești cu cineva drag pe care n-ai mai văzut de mult și chiar îți dorești să te revezi și zici, mă, trebuie să ne întâlnim, hai să ne întâlnim și celălalt zice, da, mă, hai să ne întâlnim, după care nu se mai întâmplă nimic. Pentru că nu mai punem energie, de fapt, și pentru că relația aceea este nu, nu e terminată, că el nu se termină niciodată. Uh, pur și simplu intră pe o mentenanță, îi zic eu, și vin altele noi, pentru că noi trebuie să descoperim, vin oameni care ne susțin în următorul pas pe care îl facem în creșterea noastră. Da, așa este. Știu asta rațional. <laughs> da, încerc să scurtez distanța dintre teorie și practică din ce în ce mai mult da, work in progress ce înseamnă pentru tine părinți de gașcă? Uh, înseamnă părinți cărora poți să, să le spui uh, am luat o notă mică uh, părinți care uh, pot să râdă la un desen animat uh, părinți care atunci când ai făina pe tine nu se crizează imediat și cred că asta, să știi că nu am făcut o descriere din casa mea, ci am făcut o descriere așa din imaginație, din ideal și de multe ori mă uit la alte mame și la alți oameni, cred că foarte mult la bărbați, care se pot scălâmbăi, se măscăresc cu o lejeritate extraordinară. Na, întotdeauna parcă la alții mai bine decât la tine, știi. Dar cred că asta înseamnă să simtă copilul, uh, uite, de exemplu, că poate înjura de față cu tine. Mie, mie mi se pare asta o un exercițiu de autenticitate foarte da. Să, Sau să-i accepti da. manifestarea din momentul ăla și să nu te temi că e despre cum e el în esență. Sau despre cum ești tu ca este mamă. despre o manifestare, pur da, și simplu. exact. Și uh, mai este chestia aia, știi, mulți ziceau, bine, uh, fumează, dar nu de față cu mine. Care e scopul acestui, nu știu, exercițiu de hai să purtăm măști? Adică eu înțeleg acum ca părinte, știi, mă doare sufletul când îl văd pe copilul meu că bea suc din ăla uh, negru inima mă doare, pentru că eu nici măcar nu l-am gustat vreodată, nu înțeleg de ce un om viu ar pune în el așa ceva. Dar am acceptat faptul că asta e alegerea lui. Eu am încercat în toate felurile, am făcut ca toate fiarele sălbatice, I am explicat de ceurile, avantajele, dezavantajele, mai ales dezavantaje. Mă, copilul, lui îi place. Și eu a ajuns să fure suc la o petrecere de copii, și atunci eu mi-am dat seama, o, oh, oh, trebuie să mă schimb, pentru că alegerea pentru mine este ok. Noi nu bem suc din ăsta, dar alegerea lui îi aparține. E ceva ce tu faci din ceea ce mama ta zicea să nu faci? Uf, exact, bună întrebare. Um, da, nu foarte multe lucruri. Dar inclusiv în relația cu copiii mei, pentru că mama mea a avut o viață a ei cu un copil al ei și mie acum mi-este foarte greu să accept că eu nu sunt ea, pentru că ea este în capul meu pe un piedestal, știi? ea nu a țipat niciodată la mine, avea această răbdare infinită. Ce diferență <gătă> imensă este între noi două. Tu ai pe mama pe un piedestal, iar eu, efortul cel mai mare când a venit Maia pe lume, a fost să o învăț pe maica mea că nu există, nu-i voie. <gătă> că are voie copilul să facă tot ceea ce nu pune viața în pericol. Exact. Și să schimb toate limitele pe care mama le avea, iar limitele mamei erau unele foarte strânse, să le lărgesc, și să-mi construiesc propria mea perspectivă asupra creșterii copilului, care să n-aibă nicio legătură cu anumite aspecte pe care nu le-am plăcut deloc în mine. Măi, și eu am uh, lupte din ăsta, de exemplu, cu tata, care este uh, un părinte de un singur copil, adică eu și fată. Iar el, când îmi vede băieții mei interacționând, ca să spun așa, așa frumos, Interacționând e... cu mâini, picioare Exact pun... e, Cum să zic, este cu 1-1-2 La favorites Este pregătit să zice Măi, ăștia o să ajungă la spital Eu am ajuns între timp Să accept chestia asta Și să le spun inclusiv lor Dacă o să vă scoateți ochii O să ajungem la spital Eu o să vin cu voi O să stau cu voi pentru că vă iubesc dar aveți și voi grijă un pic, doar că viața cu băieți este un alt capitol. Nu, nu, nu-ți poți imagina. Și, Câte ani au băieții tăi? 8 uh, și 5 ani. Iar cinci tata ta aia este aia. foarte... Mulțumesc la fel. Um, ai grijă, este periculos, nu te duci acolo, nu. Și la un moment dat am spus că, nu știu pe unde se urca Tudor, pe un gar, ce am zis, mă, tată, uh, dacă pică de acolo și se... Nu știu, julește, rănile alea se vindie, vindecă mai ușor decât frica. Lasă-l. Dacă nu-i pune viața în pericol, acum nu traversăm pe roșu, nu facem la gaz. Exact, nu, nu ne băgăm cu cuțitul de tăiat. Da, pâine. dar totuși să lărgim un pic. Doar că eu înțeleg foarte bine că această frică este de fapt un apărător în mințile noastre de foarte multe ori. Astăzi am terminat de citit o carte unde cât timp înfloresc lămâi, unde este fix despre asta, pe Africa o salvează într-un final. Deci, na, trebuie să ne uităm cu respect la toate părțile astea din noi, știi? Și și din alții. Da, eu am văzut zilele trecute un documentar, Regina Muntelui, cu o nepaleză, regizoarea candidat la Oscar, din câte am înțeles, și este cu o nepaleză, o femeie foarte săracă. Uh, n-a fost la școală niciodată pentru că acolo doar bărbații merg la școală. A zis că a fost uh, cel mai bun șerpaș al fratelui ei, l-a cărat în spate două ore, l-a dus două ore, la întors și el intra la cursuri și aștepta afară, n-avea voie să participe, nu știe să scrie, nu știe să citească, dar are trei copii și a urcat verestul de 10 ori, iar copiii ei o așteaptă la bază de fiecare dată cât ea urcă Everestul, și nu știu niciodată dacă mama lor se va întoarce. Ai. Și fix asta mă gândeam că o să vreau să vorbesc cu tine despre uh, curajul ăsta de a-ți împlini visul tău ca om, ca femeie, ca bărbat, ca orice ai fi tu, chiar dacă îți pui copilul într-o astfel de situație. Mm. Mi se pare foarte greu că mai greu decât urcatul muntelui. Mi se pare să știu că îmi stă copilul la bază în uh, tabăra în care aude doar pe uh, un, un gadget, uh, e vânt, am pierdut uh, contactul, uh, nu mai avem oxigen. Tu, Mirela, eu cred că fiecare știe pentru el răspunsul la întrebarea asta. Pentru mine e foarte simplu. Merită? Nu. că adică nimic nu poate fi mai presus decât... Eu, în momentul în care am devenit mamă, am simțit că am numai, nu numai responsabilitatea față de mine, eu, o miruna, ci și față de mama copiilor mei. Eu trebuie să am grijă ca acei copii, acești copii, să aibă parte de mama lor sănătoasă cât de întreagă posibil, cât mai mult timp. Asta e misiunea vieții mele. Cu Dar, riscul de a nu-ți împlini um, visul visele tale? Pentru mine, în momentul ăsta, da. Pentru mine, în momentul ăsta, da. Dar pentru femeia din documentarul tău, putea să fie răspunsul corect diferit. Nu înseamnă că există corect sau greșit pentru careva, pentru că poate ea, dacă nu și-ar fi îndeplinit acest vis, nu știu, poate ar fi intrat într-o depresie de nu se mai ridica din pat cinci luni. Ar fi fost copiii ei mai avantajați de această situație? Probabil că nu. Adică cumva alegerile pe care le facem în viață nu sunt doar alegeria a punct. Există așa ca o pâlnie, ca un evantai de variante care se deschid. Foarte frumos. Ne întoarcem după pauză să vedem cine este părintele de gașcă în familia Mirunei. Tu sau Horatiu. Să povestim un pic despre comunitatea în care sunt atât de multe femei și care te urmează, chiar dacă, din punctul meu de vedere, tu ești o mamă, neconvenționale așa te Nu cred eu. că mă cunoști destul de uh, Cel puțin din ce se vede în online, nu par genul de mamă care uh, a învățat alfabetul pe și îl respectă da, ca pe da. Biblie. Mi se pare că, din potrivă, uh, te poziționezi într-o zonă foarte autentică, în care ceea ce crezi tu și simți tu contează înaintea tuturor lucrurilor propovăduite de alții. Așa că avem ce să povestim după pauză. Ascultă Părinți de Gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Ne-am întors cu Părinți de Gașcă, la Părinți de Gașcă, pentru Părinți de Gașcă, aici la Europa FM, sunt Mirela Retegan. Miruna Ioani este invitata mea. Miruna uh, este medic stomatolog dar în ultima vreme a ales să își pună energia în creșterea unei comunități în care sunt foarte multe mame care cred în valorile și în, în, în reperele tale? Sunt uh, și femei care nu au copii în uh, comunitatea mea. Haideți să spunem femei. Femei, da. Uh, cumva eu mi-am dorit foarte mult să nu. Știi, când am definit uh, misiunea companiei și nu știu, ce, am ținut neapărat să nu fie despre a fi mamă. Am, am știut că cele mai multe o să fie mame, că na, eu vorbesc foarte mult despre copii, dar cred că este important să ne aducem aminte de cine suntem noi ca femei. Mama este o parte din noi, dar mai sunt și alte părți. Și atunci să le onorăm, să le sărbătorim pe toate. Și apoi faptul că suntem mame este o bucurie în plus, dar și o responsabilitate da, în plus, exact. iar cele care nu sunt mame au cu siguranță alte lucruri de care trebuie să se ocupe. Și ne face foarte bine să ascultăm și, nu știu cum să zic, varianta lor de viață. Sunt femei la noi în comunitate care își doresc foarte mult copii și atunci... Știi, când unele se plâng, plângă, am stat în vacanță, mi-au cu copii, mi s-au urcat în cap. Și vine alta și ce, bă, eu îmi doresc de șapte ani un copil, și te, te îți schimbă foarte mult perspectiva. Sau vine alta și ce, mamă, cât am lucrat astăzi, sunt străvezi Pentru că fiecare greu este greu în felul lui. Dar, cumva, chiar dacă poate să sune egoist, dar îți face bine să auzi că nu numai la tine e așa. Știi? Și că există diversitate, varietate, fiecare cu ale ei. Exact asta da. vrem să facem în emisiunea uh, Părinți de Gașcă, să le dăm voie părinților să accepte că nu sunt perfecți și că ne străduim fiecare după puterile și uh, capacitățile noastre să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Că ce îi se potrivește mai ei, nu li se potrivește băieților tăi. Și ce ți se potrivea ție, nu mi se potrivea mie și dacă reușim să ne relaxăm un pic, ceea ce tu reușești să faci în online, să... Să abordezi dintr-o zonă mult mai relaxată toate fricile mm. și toate. Uh, tu, Mirela, cel mai asta. vizualizat sau, să zic, uh, viralizat clip al meu este cu mine pe malul mării, nemachiată, într-o lumină că răsărea soarele, adică foarte proastă, și cu o glugă pe cap. Dar ce spui acolo? A, da, este foarte interesant <laughs> ce spui. <laughs> nu știu dacă l-ai văzut și nu, dacă vă... Nu, A, nu, nu? nu, nu știu dacă pot să spun. Uh, nu vă pișați în mare. Ah, ok. <laughs> ok, Fix -am cu văzut, cuvintele l astea. Da. Și... Uh... Da, oamenii au rezonat pentru că uh, cu siguranță foarte mulți s-au gândit la asta sau foarte mulți nu s-au gândit și ai ridicat așa un... Și nu am nicio problemă să mă filmez, să mă postez, dacă o să facă cineva o poză cu mine și mă întreabă, dar pe care să o postez? Pe care vrei tu, e ok. Toți avem unghiuri diferite, nu mai pot să controlez și partea asta a vieții mele, chiar dacă poate să știi că mulți se uită și uh, critică sau cineva mi-a spus că par săracă pe internet. Așa? Da. Că nu mai arăt și eu un brand, ceva, un ceva, da. o mașină, măcar un, o bijuterie, da? Eu nu vreau să mă urmărească oamenii pentru ceea ce am, știi? Ci pentru ceea ce pot să trezesc în ei. Și atunci, pentru că ceea ce am s-ar putea să se schimbe mâine. Te-ai gândit vreo secundă că vei deveni o voce atât de importantă în uh, online? Nu... Nu știu dacă m-am gândit sau dacă am făcut-o to to toate cumva strategic, cred că nu, dar uh, dorința asta de atenție, da, este ceva, este în mine acolo ceva. De când eram mică, mă jucam, poate că toate fetițele se jucau. Mă jucam de abracadabra, eu eram magicianul, știi? Toate astea... Antiprezentatoarea. Er, exact! <laughs> <tantiprezento> <laughs> încet, încet. Da. Exact. exact. Și cred că na, e important să ne aducem aminte ce făceam Luam tuburi de spray și prezentam Perii Da, da. nu aveam microfoane Păi nu, bineînțeles Și cred că e important să ne aducem aminte ce făceam când eram mici Ce jocuri făceam, alea care simțeam că trece timpul fără să știm de ce Acolo vedem un pic acolo chemarea se as... Acolo se ascundea un pic de har pe care l-a pus Doamne, Ceva. Doamne, noi și. Da. Bine, oricum, tot ceea ce ai făcut tu în paralel cu stomatologia, te-a dus în punctul în care ești. Pentru că uh, ai scris, ai fost prezentă în zona asta, ai comunicat, ai avut mesaje de transmis și ți-ai spus punctul de vedere. Da, să știi că, uite, în sensul ăsta, părinții m-au susținut foarte mult. Și când am dat la stomatologie, tai că eu e stomatolog. tata m a pus la masă și mi a spus, mă. Eu sunt foarte surprins de ideea asta ta să dai la stomatologie și zice, eu cred că tu ai putea să fii un stomatolog ok, dar cred că ai putea să fii ceva altceva senzațional. Și eu am zis, bine, ce? A, păi nu știu, asta e treaba ta să-ți dai seama. Păi eu habar n-aveam. Adică eu în clasa 12 -a nu știam ce altceva să fac și mi s-a părut tot idee bună să fac stomatologie. Și a fost o idee bună. A fost o idee foarte bună. Pentru că eu dacă făceam jurnalism, ce s-a întâmplat acum cu toți acei oameni care au făcut jurnalism? Acum ar fi fost mai complicat, știi? Cred că au trecut printr o reconversie și foarte da. mulți dintre ei s uh, tot ce am învățat ca jurnalist eu, am aplicat și în Zurli și aplic în continuare în viața mea de zi cu zi, inclusiv în online. Și câte mirele la retegan există în România? Una singură. Da, adică oamenii ăștia au avut o uh, provocare. Da. da. Acum fiecare pe drumul lui. Uh, eu ce zic este că părinții m-au sprijinit să fac ceea ce îmi place și să ascult amintit, Eu caut în momentul ăsta un junior Așa. Un jurnalist sau un student la jurnalist sau la comunicare care să vină să stea aici cu mine la emisiune, să învețe de la mine tot ceea ce știu eu să fac în zona asta. Îmi doresc foarte tare să iau un, un, un tânăr care să uh, facă asta cu pasiune, pentru că sunt anumite lucruri pe care în meseria asta le poți învăța doar stând lângă cel care le face, mm. și într-un studio, și uh, lângă un microfon profit de ocazie că mi-ai amintit să îi invit să scrie, să-mi scrie pe Facebook sau pe Instagram cei care își doresc să trăiască experiența asta și o să aleg unul dintre ei. În următoarele trei luni o să citești propuneri. Junior, <laughs> da, să stea pe lângă mine să, să crească. Cine este părintele de gașcă în familia voastră? Păi depinde pe cine întrebi. Pe tine te că pe Horatiu nu l-am aici. Măi, eu cred că Horatiu e un pic mai de gașcă decât mine, pentru că el, dacă are chef... Horatiu vine neurochirurg? Da, el este neurochirurg, dar acasă este tatăl lui. Și dacă are chef și... face toate nebuniile cu ei. În cuplul vostru, cine e cel haios și jucăuș? El, el. Păi n-are cum să fie altul cu copiii. Da, da, da. Uh, și foarte... Cum, cumva, na, Doamne ajută îți mulțumesc că dacă nu eram numai toți, trebuia să stăm la masă drept, să mâncăm cuțită, cuțit, furculiță. Dar, na, eu am așa o greutate în a mă relaxa un pic în sensul ăsta și aduce foarte, foarte mult bine... Uh, nu știu, nebunia, prosteala, Dar, în momentul în care uh, trecem la lucruri, nu știu, mai emoționale, mai eu am mai multă răbdare decât el, uh, știu cum să iau copiii. De exemplu, dacă e o situație tensionată și avem nevoie să uh, rezolvăm ceva, eu știu cum să o fac prin joacă mai mult decât el sau mai ușor decât el. Nu mai știu acum, într-o zi, ce. Uh, eram în ciubăr la o pensiune și erau toți copii acolo în ciubăr și Victor al nostru ăsta mic a început să stropească copii pentru că era ora prânzului, el, el, era foarte obosit și Horatiu a vrut să-l scoată din ciubăr gen să-l ia pe sus, bineînțeles copilul a protestat evident și a venit Miruna ajută-mă că ce să facem, uite copilul face dezastru în ciubăr. Și eu m-am dus și nu știu cum din joacă, i-am joaca aia de stropeală, am transformat-o într-un spectacol unde eu eram, aveam un microfon imaginar și până la urmă am aplanat conflictul distrăgându-le atenția și transformând da, toată povestea aia în ceva mai interesant decât stropitul. Nu am distras atenția la modul că uitați-vă la mine ce fac ci pur și simplu am virat jocul înspre direcția aia și nu mai ieși copilul din ciubă, nu s or mai uh, certat acolo N-a scos copilul cu forța din ciubăr, știi, asta pentru mine e important. Dar înțeleg în același timp că atunci când tu ești părintele în mijlocul furtunii, e foarte greu să vezi lucrurile astea. Eu eram la momentul ăla la povești cu prietenele mele. El m-a luat ca pe o floricică. Hai, Miruna, să rezolvi situația, știi. Nu, nu fusesem acolo să încasez toate Uh, discuțiile de dinainte. Și asta e important, că unul e când te duci încărcat la un copil care are nevoie de tine și alta e când te duci descărcat. De ce le e cel mai frică mamelor din comunitatea ta? Uh, din ce povestești tu cu ele? Măi, cred că este foarte, foarte accentuată frica asta de a nu strica în vreun fel copiii. Știi, să nu-i traumatizăm, să nu le creăm uh, lor, să nu le dăm mai departe. Uh, Răni, și să nu creăm unele noi, asta e cel mai. Îți se pare justificată sau ți se pare exagerată? Nu știu dacă la e nivel important, general, dar cred că, pe de-o parte, vezi frica ne ține un pic în frâu, știi, pentru că nu știu dacă. Unui părinte care își abuzează cu violență fizică un copil, nu știu dacă el simte frică să nu-l traumatizeze pe viitor. Poate ar fi bine să simte niște. Nu frică. ei simt această frică. Adică, asta zic că frica ne ține un pic în frâu, niște lucruri, nu trebuie chiar așa să-i dăm dismist. Cred însă că se consumă foarte mult și din ce văd, că acum pe multe dintre ele le-am revăzut în contexte diferite. Pe multe cu copiilor. lor. Sunt niște mame mult mai bune decât văd ele. Înțelegi? Și imaginea lor de sine da este mai proastă decât comportamentul pe care l au decât ce văd eu și ce vezi. Tu. Absolut. Poate că și invers e adevărat, știi? na Cred că toată lumea se critică pe sine cel mai aspru. Nu cred că, știi, chestia aia că dacă i-ai spune unei prietene ce ți spui ție în oglindă, ai mâncat cât o vacă, te-ai făcut cât china, și ești o proastă. Păi dacă i-aș spune eu asta prietenei mele, ar mai fi a prietenă cu mine? Nu! Dar îți pui ție în oglindă niște jigniri incredibile. Asta se întâmplă. Tu crezi că ești o mamă bună pentru copiii tăi? Da, eu cred că sunt o mamă senzațională și eu cred asta da. despre mine, serios Știu. și cred că sunt o fată bună pentru mama mea mm, da. da, ce mișto că ai zis asta, chiar cred asta mama s-a operat la genunchi acum la Târgu Mureș și eu mi-am pus pe pauză toată activitatea și m-am dus și am stat la hotel patru zile în Târgu Mureș și m-am dus la ea la orele de vizită și am fost acolo și am susținut-o cu ce a avut nevoie și în rest m-am întâlnit cu o grămadă de oameni foarte feni și mi-am rezolvat o grămadă de lucruri la Târgu Mureș, dar am fost acolo. Da, tu asta și e nu important. mă mai duc două luni, trei luni, până când o să aibă nevoie. Dar cred că am fost acolo de fiecare dată când a contat prezența mea și în viața copilului meu și în viața mamei mele. Tu știi, um... Asta e ceva foarte valoros. Mama mea, când s-o opera la sân, mai de e ok, nu. Nu știa dacă o urmează să opereze cu anestezie locală sau generală. Ea voia generală, ca să nu știe, să fie mai ușor pentru ea. Și noi ne-am dus uh, cu mătușa mea, cu vară mea, cu tata să stăm în fața spitalului până se termină operația. Și în momentul în care doctorul o venit și o spus, ba nu, dacă vrei, te pot face cu locală. Ea au zis că o și s-o gândi, nu era ce-și dorea, dar pentru faptul că ne știa acolo, că noi așteptăm, o zis, ok, hai cu locală, că terminăm mai repede. Și Asta i-o da putere. Deci tu nici nu-ți imaginezi ce ai făcut pentru mama ta prin simplu fapt că o știu că ești acolo. Da, aproape. Da, și că orice i s-ar fi întâmplat da. ei, tu erai deja acolo. Nu mai trebuia să zbori, să conduci, să... Cumva, eu cred că ai contribuit la vindecarea ei doar prin confortul ăsta emoțional pe care i-l ai oferit. Asta trebuie să înțelegem că degeaba stăm tot timpul cu copiii noștri sau cu părinții noștri, vorbim zilnic cu ei la telefon, le luăm pulsul în permanență și pe când vin momentele dificile, noi suntem obosiți și nu mai reușim să facem Vai, diferență. Vai, Mirela, e așa un subiect, ăsta cu ajutorul. Sunt atât de multe familii uh, care nu stau uh, cu bunici în curte, și care, efectiv, nu au cu cine să lase copiii o oră ca să meargă la doctor, poate. Da. Sunt convinsă. Tata s-a mutat în București pentru că i-a zis mamei mele aia e bolundă, tămere și vine nu știu cu cine stă copilul. Și asta stat cu mine câțiva ani și asta a fost cel mai important lucru. Faptul că aveam pază la copil da? în orele în care eu cred că aici ar trebui să intervină prietenele. Aici ar trebui să intervină oamenii apropiați care să meargă să spună Miruna, stau eu două ore și mă joc cu ei, du-te în baie, fă o cadă, uite-te la un film, uite, stau pe covor, nu fac altceva, sau ieșiți în oraș și dorm la voi în seara asta pe canapea ca să fii tu liniștită că sunt acasă, îi păzesc, dar ieșiți și voi într-o seară mai prelungită în oraș. Pentru genul ăsta de relație, trebuie să clădească înainte, pentru ca cel mic sau copiii să cunoască această prietenă. Știi, să existe o relație de încredere. Trebuie să fim părinți de gașcă. Da. Și gașcă înseamnă inclusiv să ne construim o gașcă în jurul nostru ca să avem pe cine să rugăm la un moment dat dacă avem nevoie. Să facem acum ați tu copii, da. acum ați eu copii. Da. Cât un pic, cât un pic. Uite, eu scriu foarte mult și pe Instagram și pe Facebook și pe blog despre mama mea și cât ne-a ajutat ca să înțelege a făcea Venea în weekend la noi, mai ales după ce am făcut al doilea copil de la Sibiu, atât de des încât omul ăla de la benzinărie care vine să-ți bage benzina, a început să o cunoască. Și um, nu știu dacă fără acest ajutor eu n-aș fi fost divorțată în momentul ăsta pe ceva uh, antidepresive sau mai multe sau dacă aș fi fost vie. Mă bucur că nu s-a întâmplat nimic din toate astea da. și uite că am făcut împreună prima ediție Părinți de Gașcă. Okay, ne Se apropie vă, de final da. din păcate, Uite cum a zburat timpul. Am niște cadouri pentru Așa. tine. Ți-am adus un tricou de mamă de gașcă, pe care abia aștept să te văd uh, purtându-l. Ți-am adus cartea uh, mare a poveștilor Zurli cu toate poveștile și ți-am adus jocul Am o căsuță mică. Ăsta e un joc fix pe principiu Nu te supăra frate, dar cu personajele Zurli. Și dacă faci tot traseul și ajungi la tanti prezentatoare, asta dă cheia și intri în căsuță. Și ai și tu o căsuță mică. Tu știi că încă am o căsuță mică de la... Nu știu ce petrecere ați făcut da, voi da, da, e, și ați dat căsuțele și Tudor o ține în camera lui. Mă bucur foarte tare. Dragi Mulțumesc. ascultători, să știți că mă așteaptă o toamnă plină. Nu am niciun weekend liber în următoarele trei luni, așa că intrați pe zurli.ro să vedeți pe unde o să fiu eu în această toamnă și m-aș bucura foarte tare să ne vedem pentru că îmi doresc mult să aflăm ce înseamnă pentru voi, părinții de gașcă, și cum au fost părinții voștri, și cum sunteți voi pentru copiii voștri. Miruna, îți mulțumesc foarte tare! Și eu îți mulțumesc și bunicilor care ne ascultă. Dacă sunteți pe fază, lăsați telecomanda, duceți-vă la nepoți. <laughs> Știi cum am numit eu părinții de gașcă? Am zis că sunt acei părinți în familiile cărora copiii nu se tem să spună un adevăr. Nu să tem că moare mama dacă aude Sau mă omoară tata dacă află uhum. Pentru că între astea două frici Că părintele slab Nu va face față Și părintele puternic Va deveni agresiv Se naște minciuna uhum. Și atunci hai să învățăm Cum să le transmitem copiilor noștri Că pot să ne spună un adevăr Oricât ar fi el de grav Și că nici nu moare mama Nici nu mă omoară tata Dar găsim împreună o soluție atunci, asta se începe de când sparge primul pahar și nu te superi, de când varsă prima făină și nu te superi, nu urli, de acolo începe ca să ajungi să-ți spună, nu știu, când e gravidă sau Doamne ferește. S-a întâmplat lucruri. ceva foarte grav. Da. Mulțumesc, Miruna! Și eu mulțumesc. Miruna Ioani a fost invitată mea de astăzi la Părinți de Gașcă. Eu sunt Mirela Retegan și te vii să intri pe contul de Părinți de Gașcă și acolo o să găsești o postare și o întrebare foarte simplă. Ce înseamnă pentru tine părinți de Gașcă? Și poți să câștigi un tricou cu mamă de Gașcă sau tată de Gașcă în funcție de cât de, de gașcă ești. Cu toată dragostea, vă mulțumesc din toată inima că ați fost și astăzi pe frecvențele Europa FM și până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM.